Salutare, dragii mei! Pregătiți caietele pentru că începem o nouă lecție de limba română. Hristos a înviat! Ținând cont că această vacanță a fost complet diferită de ceea ce am experimentat cu toții până acum, astăzi vă propun o lecție de recapitulare deloc încărcată și sper accesibilă pentru toți. Cu alte cuvinte, revenirea după vacanță doresc să se facă ușor și fără chinuri pentru voi, dragii mei elevi. Lecția de astăzi va avea două părți. Prima parte se desfășoară oral, deci voi veți avea de citit litere, cuvinte, propoziții, cât puteți de bine, iar înregistrarea să o postați pe Dojo. A doua parte se desfășoară în scris și cuprinde trei exerciții care sper că nu vă vor pune în dificultate. Iată ce aveți de citit. Sunt litere, grupuri de litere și cuvinte și un grup de trei propoziții. Și acum iată ce aveți de scris. Într-un careu sunt ascunse mai multe cuvinte pe care voi trebuie să le descoperiți și apoi să le transcrieți în caiet. La al doilea exercițiu vă propun să ordonați cuvintele date pentru a alcătui propoziții. În caiet veți transcrie direct forma corectă a propoziției. Iar la cel de-al treilea exercițiu veți face perechi de cuvinte, cuvinte cu înțeles asemănător și altele cu sens opus. Aveți trei perechi din fiecare. Veți transcrie aceste perechi în caiet. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și numai bine!